300 de mii. Mai cepește, ule. Așa am luat că ți-am și zis ție. Și cu volanul tău ce i-ați făcut la volan? Ah, acum a văzut și plafonul ăsta că e în pioneze. Nu cred că mai are de pentru ăia. Prins plafonul în pioneză, nu puși cu un plafon de 300 de lei. Să-i pui oglinda aia care e 150 de lei, să-i o pui, să-i lipești cu asta. Salutare mafioților și bine v-am regăsit la un nou vlog în care căutăm mașină pentru Madi. Este o căutare destul de grea deoarece avem un buget de 3000 de euro și e destul de greu să găsim o mașină cu criteriile pe care Madi le are. Să aibă încălzire în scaune, comenzi pe volan pilot automat neapărat pentru că de obicei facem drumuri lungi. Ce voiam să mai... Să fie neagră. Să fie neagră și dacă s-ar putea să aibă și xenoane pentru că vreau să-i pun Angel Eyes. Deoarece este un challenge foarte greu, am apelat la prietenii noștri de la Car Vertical care ne ajută cu niște rapoarte unde putem să verificăm mașinile pe Car Vertical. Și de aceea, înainte să vedem mașinile pe care voi le veți vedea în aceste clipuri, noi le vom verifica înainte pentru a nu face drumul degeaba, pentru că un BMW seria 1 precum îl veți vedea pe cel de astăzi e destul de greu să-l găsești în suma de 3000 de euro și un an de 2900 și cu dotările pe care Mari le vrea. Deci trebuie să fim foarte atenți. Haideți să vedem exact ce mașină am găsit. O să comentăm live pe imaginele pe care o să vi le arătăm, pentru că nu vreau să stresăm foarte mult proprietarii să se simtă așa super strânjeniți în momentul în care ajungem să verificăm mașina. Dacă vă place acest gen de clip și dacă știți vreo mașină prin țară sau pe undeva, aveți un prieten care are o mașină neagră, cu încălzire în scaune, pilot automat, comenzi pe volan și xenoane și să fie și până în 3000 de euro, poate să fie Opel GTC, poate să fie Golf 5, poate să fie Audi A3, BMW seria 1, dați-ne de știre pe mail de toți banii, pe Instagram. Pentru că cine știe, poate cumpără mașina respectivă. Până atunci, hai să vedem cum arată mașina. La mașina pe care am verificat-o astăzi, haideți să vă arăt 3 rapoarte pe care mi le-ați trimis voi, abonații. 3 mașini care au avut niște daune destul de mari. Este vorba despre un BMW seria 3 care a avut o daună în America și a fost declarată fier vechi și recuperare. Puteți să vedeți și voi aici că mașina a fost declarată fier vechi. A fost vândută la prețul de 5.200 de dolari, iar apoi a ajuns în România la câteva luni distanță la prețul de 19.300 de euro. Mașina este din 2017, iar dauna arată cam așa. Mulți de voi ați putea spune că e o daună destul de ușoară, dar sincer eu n-aș da 19.300 de euro pe o mașină care la un moment dat a arătat în felul acesta. Chiar dacă kilometrii sunt puțini, sunt doar 24.000 de kilometri, eu zic că mașina a fost destul de mult avariată. Mergem la următorul raport care ne arată un Golf 7, un Golf 7 care a avut din nou o daună destul de mare. Din nou, în America a fost prima daună pe care mașina a avut-o. Din nou, mașina a fost declarată fier vechi de statul american, apoi a ajuns în România, unde a mai avut câteva daune de 20.000-40.000 de lei, 5.000-10.000 de lei și 20.000-40.000 de lei. Prețul care a fost vândut a fost de 5.600 de dolari, iar pozele arată cam așa. O daună din nou destul de mare, dar cea mai mare țeapă pe care puteți să o luați este cu acest Mercedes care este pus la vânzare. Este un Mercedes E-Class Bluetech care a avut kilometri dați înapoi cu nici mai mult, nici mai puțin de 200.000 de kilometri. În momentul în care mașina a intrat în țară, au dispărut 200.000 de kilometri, de la 292.000 de kilometri la 92.000 de kilometri, apoi încă o dată la 160.000 la 96.000. Mașina a avut și câteva daune și acum este pusă la vânzare pe site-urile românești și cam așa arăta mașina înainte de a ajunge în țară. 292.000 de kilometri și apoi toți au dispărut. Hai totuși să revenim la mașina pe care am verificat-o noi astăzi, să vedeți exact ce am găsit. Aici văd că e julită ea, puțin. Și aici, dar acum eu când am luat-o, eu n-am băgat. Aici, chiar exact aici, la o școală. Doi puști. Dădeam spate, bang, 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 bang. Mai, tu uită-te că tu și pentru cine o luăm? Adică, tu și ce ai de făcut? Uite la interior. Deci mașina nu e făcută, adică nu, da. Eu n-am făcut-o, așa am luat că ți-am și zis ție. Da, plăcuțele sunt schimbate și uleiul, am notat eu când am schimbat toată asta la ea. Atât, în restul. Da, plăcuțele se văd că s-a schimbat. Și asta mai au și, mai aveți și alte anvelope, nu mi-a spus. Adică mai nu, aveți și, nu mai aveți și de iarnă? Păi e iarnă vara asta. A, deci nu mai aveți alte sete de geantă? Nu, nu, a, okay, nu, okay, nu, okay. Nu, asta e și. Nu am sfolia și pe aici. Nu le-am făcut că nu au, dar are un bagaj încă pătrat. Da, bagajul chiar e mare. Bateria e în garanție nouă, adică e în garanție, ia la baterie. Are, deci, i-ai verificat kilometrii? Da, kilometrii sunt aici, adică chiar sunt aici. Da? Da, chiar sunt aici, adică bine din 2000, dumneavoastră spun bagul în 2018, nu?
Nu? Când ați cumpărat-o? Ia mai rețin statul. Tot de la... Înseamnă că doamna cealaltă a luat-o. E prima în matriculare. 16, doamne. Și eu am luat-o în... 2020. În 2020. Eu am de 2 ani. Noi. O avem de 2 ani. Dar noi acum ducem acasă să vedem exact care ce defect are și la ce preț. Prețul ăsta pentru mașina ta era 2900, erau. Era 2950, i-am spus, exact de când am vorbit cu tine, i-am spus, mai n-am 2900, ăsta e prețul. Da. Ia că noi căutăm neagră, asta văd că e puțin albastru mai. Oricum, farurile trebuie polișate și astea trebuie făcute ca să fie cum trebuie. Scrie și capota. Totul arată bine. Chiar arată... Dacă vrei să mă crezi bine, dacă nu, da. Nu vând mașini, nu fac de-astea. Eu la mașina asta nu i-am făcut nimic. Motorul chiar arată bine. Deci ca să înțelegeți omenește. Acum mama, că... Așa, și-ți mai spun ceva. Mai trebuie, deci... Are 300 de kilometri. 300 de mii, da. 300 de mii. Mai ciupește ulei. Deci eu spun că... Cred că mai mult pierde pe aici, că văd că are o pierdere de ulei. Nu cred că ciupe acolo. Văd că aici o mică scurgere de ulei, dar nu fost, e. Deci, nu e gravă aia. Vreo 1000 și de kilometri, cât am făcut cam o săptămână. Ok. Asta se obține, să-ți dau și o cheie. Poți să dau și o cheie? Da, că trebuie schimbat un de-asta. Că nu un telescop? Nu stă. Da, ea stă când e cald. Când e rece, mai bine decât... Și cu volanul tău, ce ați făcut la volan? Nu am făcut nimic. Liber. Am vrut eu să-i... O, uite, are memorie la staune. Da, stai. Opa. Vezi că îți dă un bec. Eroare. Nu știu care e bec. Nu, la număr, la volantul ceva. Nu se aude. Așa nu se aude. Așa scrie acolo service, când o pornești acolo service, dar a dispărut. N-are mulți kilometri. E așa tot, n-ai cum să-i mai părți în kilometri. Bine. Încălzirea în scaune merge? Cred că se le pice asta. Mai, dai tu să trebuie să văd dacă toate ceva. Ia. Îți dă. Dă fum, nu? Dă. Are DPF-ul, nu mai are DPF-ul, nu? Dă fum. Are! Nu cred că mai are DPF-ul pe ea. E cum negru, oricum. Da. Are DPF-ul pe ea. Și de ce dă fum? Asta e. Păi hai să spun ceva. Poate ăla nu-i nopit. Nu știu ce să zic. Eu ți-am spus, asta e mașina. N-am ce să zic mai. Vreți să dă șotorul pe ea? Da. De mașini. Nu știu, tu știi, deci pe nu mă deranjezi. Cum se bagă mitrez așa, în mașină? Așa, exact. Ca la orice BMW. Tu, și ți-am zis, sau lui domnișoare i-am zis, când am făcut așa, e un cap de bară, eu m-am uitat la el, nu e chiar așa, pe dreapta. Care trebuie înlocuit, acum nu e nou, am spus, de doi ani nu i-am făcut nimic, că puteam să-i spun, asta e, ok. Și asta, trapa e exploziat cu plafonul. Asta funcționează? E la fel direcția Madi? Nu. Nu? Și e tare direcția? Nu. E, adică e exact cum... Trebuie să fie. Dacă mă sună, vreau să fie. Poți să în dreapta așa? Să, vrei să mergi mai așa mai un mult? Un picuț aș vrea. Da, dă-i în dreapta, că e mai ok. Că vreau să, Deci direcția e diferită, Mariu? Da, jur că da. Ok. Așa. De ce ani e mașina asta? 2006. 2006 luna... Nu știu ce. Că i-a mai probat seria 1 și spunea că direcția este foarte greoaie. Păi hai să spun, ce an era? 2005, da, pentru că nu e, asta e, cum îi spune, e electric. Uite, Mihăiță, da. Vezi ce zic? E electric. Nu e, după, așa e cam. Deci noi acum venim de la, m-am mai văzut încă una înainte să ajungă la asta și aia era greu, aia rău. Vlad are, știi, că zicea că vrea să vine și el încoace, știi? Fac stânga pe următoarea? Pe unde vrei, păi dacă vrei, mergi mai înainte. Mergi mai înainte și înapoi după aceea. Mergi și mergi până în capăt. Băi, până în capăt. Mergi până în capăt. Dar ușor ca să nu-ți iasă ăștia după, din laterale. Mamă, dar mi se pare că... Hă? Parcă ți-o păie sau... Sau ai tot pus de volan. Nu, frate, faci ea de volan. Da, dar uite, chiar e mișto direcția de care. Eu când îți zic, Mihăiță, că nu e chiar așa. Deci fericit, nu e direcția așa la... Ea era tot timpul, mamă, dacă la toate seria 1 direcția e grea, eu nu mai iau seria 1. Nu, așa e, are dreptate. La unele și aia e. Ok. Așa și acum... Deci mașina aia, spun, exact ce îmi spunea și Vlad.
luat de la garaj picea, să mă duc la el la garaj de acolo, să-i dau la jos. Poți să faci stânga pe prima stradă, dacă vrei. Știți care e chestia? Ce ușoară e asta, cum se cheamă? Chimăria? Semnalizarea. Pasul mai da, am dat un pic și gata. Ideea mașinii este e care, vedeți, are și volanul, are și oglinda, are și plafonul, are, adică are... Eu te cred. Asta e chestia la mașina asta, că e... Adică e o mașină de România. Te duci și o iei din, cu numele de Germania, e cheală, n-are nicio dotare. Dar nu are nicio chestie de asta, nicio imperfecțiune. Are scaune încălzite. Da, aia e chestia, Xenon. Are scaune încălzite, are... Păi și acum stânga asta? Stânga, stânga. Sunt unele dotări, hai să zic ceva, păi sunt unele mașini care depășesc vârste. Acum o glindă de aia e 150 de lei la dezmembre. Da, 150 de lei, volanul 400. Nu, volanul se face. Eu am luat, uite ți-o arăt. Avem piele, volanul. Am luat ăla să-i pun, da, da. Dar nu-mi place. Am vrut să mă duc să-l vopsesc. Am vrut să... Da, da, și asta. L-ai ochii dacă era. Nu, dar n-am vrut să mă duc să-l fac chestia asta. Nu, frate, o las așa cum e. Dacă vrea cineva să o ia, o ia. Puteți să faceți prima la stânga ca să ieși în tot. Aici? Aici, da, da. Ca să nu o fac eu acum că îi vopsesc volanul sau îi fac. Nu, frate, asta e mașina. Că puteam să mă duc să schimb capete de vară. Și aia cred era... Că, cred că ați venit eu, adică... Românul știți cum e, e vrea și perfectă și bani puțin și deodată tot astea. Și cred că micile chestii, volanul ăla, aripi, ăsta, oglinda, cred că ar face diferența, s-ar vinde puțin mai... Adică, eu acum ce sunt... Ce fac să se aude suspensia, ai auzit? Că face fâs, așa da. Sunt, așa da, trebuie da, să fac, da, da, da. Că dacă nu fac așa, sunt duță el. Da, da. Dar așa e ok, adică și în spate ai loc, chiar... Ai loc în spate? Da, chiar e foarte mult loc. O să faci dreapta acum, e prima dată când stau în spatele tău, de obicei sunt în dreapta. Eu credeam că, dar știi cât se face? Că se lasă bancheta, bancheta e rabatabilă. A, acum a văzut și plafonul ăsta, că e în pioneze. Acum l-a văzut și pe ăsta. Ce-ți place cum e asta, nu? De mers. Da, mergi și iau dacă vrei. Păi nu, că dacă îi place ei trebuie să-i placă. Eu am zis că doar mai merg cu ea oriunde. Să vadă orice mașină, dar de băgat în ce cumpără nu mai e. Scaunul e ok. One eternity later. Haideți, mafioțule, să vă spunem după reacții la rece, că nu sunt mai la cald, că a trecut de destul de mult timp de atunci. Am verificat foarte multe mașini, am văzut foarte multe mașini de la acest BMW. Ce pot să vă spun, dacă atunci când am văzut mașina și eram așa destul de prietenos sau îngăduitor cu cum arăta mașina, după ce am văzut câteva mașini și o să vedeți, vorbeați la alte clipuri, bă, mașina aia nu era cum trebuie, frate. Nu era deloc cum trebuie, adică era foarte uzată. Nu știu dacă ați fi cumpărat voi mașina aia, erau destul de multe chestii de făcut la ea. Erau, da. Deci noi la un moment dat ajunsesem să zicem că, bă, hai, n-am banii ăștia, îi dăm banii ăștia și preparăm noi. Și după aia, în banii aia, găseam mult mai multe și mult mai frumoase și mult mai bune și mai... Adică, dacă facem o comparație între mașinile, mașina fusese 2900 de euro, am negociat la 2700 să facem problemele cu plafonul. Le-ați văzut în clip, nu știu dacă s-au văzut toate, dar erau destul de multe probleme. 2700 de euro, dacă comparăm cu cea la Severin, care era tot 2700 de euro, bă, parcă era mai ok la Severin. O bătea la fund. O bătea la fund, dar chiar era mai ok. De-aia spuneam eu în clipul precedent în care am văzut mașina, a văzut o Dan acolo, că parcă o regret puțin când am luat-o pe aia, dar... Văzând și alte mașini, după ce n-am mai regretat. Dar ideea e că era o mașină ruptă în gură. Deci o mașină care avea volanul super exfoliat, oglinda ruptă, lipită, plafonul cu pioneze, asta la trapă de aici era doar cartonul. Doar cartonul. Adică stai să te gândești cum cumperi o mașină. Adică mulți dintre voi spuneți, bă, frate, că tu vrei mașină nouă și asta. Bă, nu vreau mașină nouă, dar o mașină care în momentul în care mă urc în ea, bă, să nu-mi dau seama că, nu știu, bă, nu s-a avut grijă deloc de ea. O mașină decentă. O mașină decentă, nu știu, să prins plafonul în pioneză, nu pui un plafon de 300 de lei, să-i pui oglinda aia care e 150 de lei, să-i o pui, să-i lipești cu asta. Ce pretenție ai de la omul respectiv să facă alte chestii, să dea fum pe la, cu filtrul de particule, dea fum. Deci avea filtrul de particule cică pe ea și ne dea fum, ați văzut și voi, încât dea destul de mult fum. Dar nu știu. Nu cred că e genul de mașină pe care o căutăm noi.
Da, e destul de grea căutarea. În bugetul ăsta chiar nu prea găsești mașini bune. Noi chiar acum suntem dus către Brașov să vedem... Dar nu mașină bună, că nu căutăm mașină bună, căutăm mașină decentă. Noi chiar acum suntem în drum către Brașov să căutăm altă mașină. E cred că a 5-6-a mașină pe care o vedem. O să urmeze clipuri în viitor. Și ce, tot ce pot să vă spun este că n-am rămas la BMW. Adică am început momentan. Să căutăm... Momentan, am început să căutăm și alte mărci pentru că ne-am dat seama că în 3000 de euro cam greu să găsești un BMW bun. Din păcate. Din păcate, da. Ar mai fi 46-le pe care nici pe acela nu-l găsești cum trebuie, adică un E46 coupe, că ăla-i mișto, ai pus un coupe. Am văzut eu un E46 coupe, doamne, avea un interior de pleșinai, dar pe din afară era, avea fără spart. Ăla cu interiorul portocaliu? Nu, era cu maro închis, mă rog. Și avea fără spart pe din afară, ușa înduită, deci nu venea să cred, arăta o căzătură. Bă, mulți de voi spune că da, un far, o ușă se face mea. Da, mă, frate, dar parcă, nu știu, așa per total, dacă mașina nu ți indică, nu știu, că ți-a avut grijă de ea, că e curată, că nu știu, că... Plus că noi luăm o mașină de proiect și ideea este că proiectul ăsta se face în timp. Până da, atunci eu am nevoie să merg cu mașina aia. Noi avem, noi cumpărăm, de fapt, o mașină care să fie un proiect, dar până orice proiect durează și totul se va face în timp. Și ideea este că nu pot să circul cu mașina ultima așa. Troacă, da. Nu neapărat ultima troacă, nu vreau să merg cu o mașină care are defecte estetice, cum ar fi un far spart, că mai merg și eu cu mașina seara pe drumul cu... Da, da, mă, dar un far e 200 de lei cât să fie un far, adică... Ala îl schimb, nu e asta problema. Da, măi, dar pornesc așa cu stângul, bag deja într-o mașină... Oricum, toate pe care le vei lua, vei pleca cu stângul, credem, adică la banii ăștia pe care avem. Și mulți dintre voi spune că bani puțin, de ce nu alocăm mai mulți bani? Pentru că nu avem nevoie de o mașină mai scumpă, pentru că... Tu avem nevoie de o mașină mai scumpă, pur și simplu. Bugetul nostru, adică facem altceva cu banii, vrem să investim în alte lucruri, avem de investit în alte părți banii și după banii noastră, o mașină la 3000 de euro în care ulterior să vă băga bani e ok pentru noi. Cum a fost și 39 ore. Exact. Cum a fost Mini Cooper-ul. Da, și nu cred că e o perioadă bună de acum. Și plus de asta, noi luăm o mașină pe care vrem să o folosim daily. Aproape. Da, 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 și cu motor, dacă e una cu motor mare, nu e ok, dacă e o marcă premium, adică nu știu. Și mie mi se pare că atunci când ai o mașină mai nouă și mai bună, frate, trebuie să o îngrijești 100%, să ai un loc de parcare asigurat, unde să nu ți-o zgârie. Eu merg la muncă și o las într-o parcare care de multe ori se umple. Și nu aș vrea să-mi găsesc mașina zgâriată sau până la proiect, până încep proiectul. Da, mă rog, cred că ne înălțim destul de mult, cam asta a fost lucrurile pe care am vrut să le spunem în acest clip. Nu mai ne certați. Nu mai ne certați, da. Asta e, ne căutăm mașina după bugetul nostru, fiecare are de putut și cumpere ce mașină vrea cu bugetul pe care îl are. Sper să găsim o mașină bună, rămâneți cu noi aici pe fază, dați un like, dați acolo clopoțelul, la primesc clopoțelul pentru că e proiectul Madi ăsta. Dacă vreți să vedeți când potează Madi cu mașina ei și credeți-mă că ea se face la serviciu mașina și ea va face toate lucrurile și aș va edita vlogurile ca să poată să modifice mai apoi mașina. Deci, susțineți-o pe Madi. Susțineți-o pe Madi cu un like și cu un share. Până data viitoare am fost Madi toți banii, ea a fost Madi. Toate cele bune. Și pa, pa! Pa, pa!